Locaș, Voicu, Marcu, Mihăescu, Burlacu, în ofensivă Pantelie și Gabriel Ion. Antrenorul formației oaspete este Viorel Ion. Iată și imagini din sectorul galeriei gazdelor. Gazdele care evoluează în echipament galben, short blue marin, pregătite de Viorel Tănase. Au început jocul cu Petrariu, poartă, patru fundași, Lucanu, Lozneanu, Burcă, Sascău, doi închizători, Taban, Claudiu Tudor, la mijloc, Husein, Hurdubei, Căinari, în avamposturi, Bogdan Ungureanu, unul dintre principalii marcatori ai Băcăuanilor de la reluarea campionatului în această primăvară. Este, vă spuneam, cel mai important meci al acestei etape. În celelalte partide în seria 1 se întâlnesc formații din prima parte a ierarhiei cu unele din partea inferioară, însă diferența de două puncte dintre Sport Club Bacău, locul 6, și Gloria Buzău, locul 7, face ca acest joc să fie cel mai interesant al acestei runde, a 23-a a seriei 1 în Liga Secundă. Să vă spun și arbitrii care oficiază acest joc. Iată-l pe Florin Miron din București, este arbitru de Liga 1, la fel ca și asistentul numărul 1, cel de pe partea băncilor tehnice, este vorba despre Stelian Slabu din Brașov. Al doilea asistent este Marius Florin Badea din Râmnicu Vârcea. Rezervă este brăileanul Ionel Ivan. Observatori, Bogdan Zanfirescu, președintele Comisiei Județene de Arbitri Botoșani, și Decu Crângașu din Ploiești. Iată-i acum pe buzoieni la balon, se încearcă o pasă pe partea dreaptă, aleargă Gabriel Ion și nu reușește să păstreze balonul în suprafața de joc. Va fi repunere din suprafața de poartă a gazdelor. Interesant este că antrenorii celor două formații, Viorel Ion de la oaspeți și Viorel Tănase de la gazde, au fost colegi în anii 90 la Oțelul. De asemenea, pe banca tehnică a gazdelor se află și Tudorel Pelin, de asemenea a fost jucător al Oțelului Galați, acea echipă frumoasă a Oțelului pregătită de Vasile Simionaș, care reprezenta România în cupele europene. Iată o pasă bună acum spre Husein, reușește driblingul, intră în suprafața de pedeapsă, Husein își face mingea pentru șut, blocat bine Husein de Bârsănel. Rămâne balonul în posesia gazdelor. Pasă din nou la Husein și încearcă o execuție pretențioasă. Husein reține în cele din urmă experimentatul portar al buzoienilor, Stoicescu. Iată, acesta este Husein. Băcăuanii au două absențe importante pentru jocul de astăzi. Este vorba de Ionuț Mihălăcheaie, fundașul dreapta, care a înscris golul din runda trecută. Iată-l pe Hurdubei acum. Încercare de pas, bine a apărut Vlaicu acolo și a respins mingea în afara terenului. Viorel Tănase, indicații pentru elevii săi, să vedem câți băcăuani vor urca în careul advers la această fază fixă. Hurdubei, specialistul fazelor fixe la băcăuani, execută înalt. Resping buzoienii, Claudiu Tudor nu reușește și este posibilitate de contraatac a oaspeților. Încă un dribling și în cele din urmă se stinge această fază. A fost o pătrundere a lui Burlacu foarte periculoasă. Au fost 2 contra 2 buzoienii la această fază ofensivă. Însă bine s-a repliat Lozneanu și a reușit să blocheze acțiunea ofensivă a oaspeților. Meci bun
se joacă ca pentru un loc de play-off. Este o mică finală, așa cum spunea președintele Băcăuanilor înaintea acestei partide, Liviu Goian. Așa a caracterizat jocul dintre Sport Club Bacău și Gloria Buzău. Din nou, nu este offside, Burlacu a stat bine lângă fundașul Lozneanu. Claudiu Tudor pătrunde, lasă bine avantaj arbitrul acestei partide. Încercare de pas al lui Claudiu Tudor pentru Hussein, prea lungă, bate și vântul și a dus mingea în afara terenului. Hai, Găbiță! Nu se înțeleg Băcăuanii și iată pe Buzoieni gata să profite de această eroare. Același Burlacu încearcă driblingul, nu-i reușește, ajunge balonul la Marcu, trimite lung acesta, reușesc Băcăuanii să îndepărteze pericolul. Claudiu Tudor primește de la Bogdan Ungureanu, Hurdubei îl vede pe Hussein urcând, se hotărăște să trimită pe partea dreaptă. Bogdan Ungureanu deposedat bine de Agache și este faul, da, la mijlocul terenului. Gabriel Ion faultat de George Taban. Hussein acum, schimb de pase cu Claudiu Tudor. Bine stă Vlaicu și îl blochează pe Hussein. Pregătit Sascău să repună de la margine. Reușesc Buzoienii. Buzoienii care se confruntă cu probleme financiare, nu este o noutate pentru fotbalul românesc, mai ales din eșalonele inferioare. Spuneau cei din staful tehnic că au trecut mai mult de 4 luni de când jucătorii au văzut ultimii bani și iată, în aceste condiții reușesc să se mențină pe locul 7 și să păstreze șanse de calificare în play-off-ul seriei întâi a Ligii Secunde. De altfel, în runda trecută, Buzoienii au obținut primul succes din sezonul de primăvară. Au întrecut cu 2-1 pe Unirea Târlungeni într-un alt meci direct pentru play-off. Tot astăzi în seria întâi a Ligii Secunde se joacă și partidele CSMS Iași, Rapid, CFR Suceava, FC Clinceni, Dunărea Galați, CF Brăila, ACS Berceni și Unirea Slobozia, Unirea Târlungeni. Voi încerca să vă țin la curent cu rezultatele de pe celelalte arene, atât în seria întâi cât și în seria a doua, unde la această oră au loc trei partide: Metalul Reșița, Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare, CSM Râmnicu Vâlcea și Minerul Motru, FC Olt. Aici, pe stadionul Aerostar, oaspeții au posesia, Buzoienii în alb-roșu. Claudiu Tudor reușește pentru moment să câștige balonul la centrul terenului. Posesia a revenit oaspeților. Iată, avem și deschidere de scor în seria întâi. Dunărea Galați conduce cu 1-0 în deplasare pe FC Clinceni. Și în seria a doua, Metalul Reșița a deschis scorul în întâlnirea cu Gloria Bistrița. Așadar, s-au marcat deja goluri pe două dintre cele 8 stadioane la care
pe care au loc meciuri din eșalonul secund la această oră. Pe stadionul Aerostar s-au scurs aproximativ 10 minute din această partidă. Sport Club Bacău acum în atac a încercat Căinari, centrarea. Căinari este un jucător venit în această iarnă de la Rapid CFR Suceava. O altă noutate în primul 11 al băcăuanilor este George Taban, șut pe lângă țintă, destul de departe, trimis de Claudiu Tudor. Dar nu mă auzeam Bârțăneț, de aia trebuie să mă... Stoicescu pregătit să repună mingea în joc. Se descurcă băcoanii pentru moment, însă Luncanu nu reușește să țină mingea în joc. Echilibrată această partidă până acum, așa cum vă spuneam, doar două puncte diferență între cele două formații. Husein sare cu Vlaicu, câștigă Buzoianul. De la acesta, iată, mingea ajunge la Voicu, în suprafața de pedeapsă, șut respins de Lozneanu. A șutat Marcu. Repun repede băcăuanii. Căinari trimite către Hurdubei, încearcă acesta să retrimită în suprafața de pedeapsă, nu s-a înțeles cu Bogdan Ungureanu. Buzoienii nu-l mai au în această a doua parte a campionatului pe principalul marcator din sezonul de toamnă, este vorba de Bobby Verde, și a fost transferat la ASEA Târgu Mureș. De altfel, Bobby Verdeș era goalgetterul seriei. Sasco. Încearcă băcăuanii să construiască cu răbdare. Urcă lung către Husein, iese preluarea de la acesta la Claudiu Tudor. Hurdubei prea lungă preluarea unuia dintre jucătorii de bază ai băcăuanilor. Bogdan Ungureanu acum își caută culoarul de șut foarte bine, s-au închis buzoienii. Agache l-a blocat pe atacantul gazdelor. Iată, vedeți și din aceste imagini, Adie Binișor vântul pe arena din imediat apropierea aeroportului internațional din Bacău. Lovitură de colț pentru gazde. Căinare a executat din nou mingea la acesta înalt în suprafața de pedeapsă. Nu fluieră nimic arbitrul Miron. Și iată, oaspeții pot pleca pe contraatac. Să vedem viteza lui Bârsănel, fundașul central al oaspeților. Iată până unde a ajuns cu mingea la picior. A fost faultat și beneficiază de o lovitură liberă oaspeții din apropierea liniei de la jumătatea terenului. Ajunge mingea la Vlaicu, de la acesta înapoi, fundașii centrali ai oaspeților pasează, încearcă să găsească cea mai bună soluție. Nu se întâmplă acest lucru, ies până la urmă băcăuanii din defensivă, însă foarte, foarte bine s-au blocat buzoienii. Imediat au venit trei adversari în jurul lui Sascău. Tot Sascău a repus mingea în joc și
Se mută acțiunea în jumătatea de teren a oaspeților. Claudiu Tudor încearcă o combinație cu Bogdan Ungureanu. Încă o dată trebuie remarcată defensiva organizată a oaspeților. Hurdube, poziție bună de centrare. Ajunge mingea la Claudiu Tudor, este liber Luncanu, nu-i pasează acestuia, îl preferă pe Sascău. Încearcă și el să trimită fără succes. Da, a fluierat Florin Miron fault la această fază după semnalizarea asistentului. Stelian Slavu se ridică în cele din urmă. Gabriel Ion, atacantul buzoienilor. În seria a doua s-a înscris și la Satu Mare. Gazdele conduc 1-0 pe Râmnicu Vâlcea. În seria întâi aici Sportul Bacău și Gloria Buzău se află în continuare la egalitate. Ne aflăm în minutul 17 al întâlnirii. O întâlnire decisivă, am putea spune, pentru calificarea în play-out. Deși mai sunt 3 runde în afară de aceasta, echipele pe care le urmăriți acum sunt în luptă directă și la distanță de doar 2 puncte. Bună incursiunea lui Hussein. Își recunoaște vina Mihăiescu. Greu se ridică Hussein. Arbitrul face semn lui Pantelie să schimbe ghetele în afara suprafeței de joc. De nou bine blochează buzoienii atacul și Dozneanu a fost atent acolo și Petrariu trimite o minge lung care este în afara suprafeței de joc. Este jos fundașul central Agache al buzoienilor. Arbitrul nu oprește jocul. Au fost momente bune ale băcăoanilor care au pus presiune pe formația buzoiană. Însă aceștia, repet, bine organizați pe faza defensivă, au reușit să oprească la aproximativ 20 de metri încercările ofensive ale gazdelor. Acum iată-i pe oaspeți încercând și ei la rândul lor să construiască un atac. Trimite Stoicescu lung și pierd balonul oaspeții. În altă mingea lui s-a scăpat Ungureanu. Claudiu Tudor. Hurdubei. Din nou Claudiu Tudor. Așezarea gazdelor, însă de multe ori Claudiu Tudor, unul dintre cei doi jucători din fața liniei defensive, urcă. Iată cum se întâmplă și acum, însă acolo a fluierat, bineînțeles, arbitrul Miron. Și iată Căinari faultat în lateral.
va fi din nou un bun prilej pentru înalții fundași centrali ai gazdelor să urce spre suprafața de pedeapsă adversă. Același Hurdubei pregătit să execute. Sunt 5 jucători ai gazdelor în preajma suprafeței de pedeapsă a buzoienilor. Mișcare multă în careul oaspeților și va fi din nou lovitură de la colțul terenului. Cer oaspeții un fault în atac. Lasă Miron jocul să continue. Și sunt din nou gazdele în atac. Același Hurdubei. Posesia aparține în continuare gazdelor. Acuză și Sascău. O lovitură se ridică. Fundașul stâng al gazdelor. Mingea trimisă, bineînțeles, cu sportivitate gazdelor. Iată, terenul îi joacă o festă portarului Petrariu. Nu este cea mai bună suprafață de joc. Teren, lovitura de colț a fost executată și au fost ceva emoții în careu pentru Băcăuani. Husein a trimis mingea în afara terenului. Și iată cum jocul se mută în suprafața de teren a gazdelor. Viorel Ion, tehnicianul oaspeților, spunea înaintea partidei că echipa sa nu are nimic de pierdut. Iar eu spun că astăzi buzoienii au doar varianta victoriei, în timp ce băcăuanilor le-ar conveni și un rezultat de egalitate. Păstrează diferența de 2 goluri între Sport Club Bacău și Gloria Buzău. Iese și Viorel Ion la margine. Până acum nu cred că are ce reproșa, mai ales pe faza defensivă elevilor săi. Este faul pe care îl face Gabriel Ion la burcă. Lung trimite Petrariu. Se bate Bogdan Ungureanu. Bogdan Ungureanu, autorul golurilor din victoria de la Suceava a Băcăuanilor 2-1. Sascău acum încearcă driblingul, rămâne în posesia balonului. Însă buzoienii trimit în afara suprafeței de joc. Claudiu Tudor a încercat bine Taban să trimită cu latul în suprafața de pedeapsă. Nu i-a ieșit. Petrariu respinge bine de această dată. Și bine apreciază Dumitru. Nu, Bacăul 24, Buzăul 22, 20 de puncte are Unirea Târlungeni, care astăzi joacă la Slobozia. Și în minutul 30 scorul este 0-0. De altfel, singura arenă pe care s-a marcat în seria 1 este cea din Clinceni, unde Dunărea Galați conduce cu 1-0. Iată, a deschis scorul și CSMS Iași în întâlnirea cu Rapid CFR Suceava. Așadar, 2 goluri înscrise în seria 1. În cea de-a doua serie, Metalul Reșița conduce cu 1-0 pe Gloria Bistrița, la fel și Olimpia Satu Mare pe Râmnicu Vârlcea.
FC Olt a deschis scorul în deplasare la Minerul Motru. Cam acestea sunt rezultatele la aproximativ jumătate de oră de la startul partidelor. Petrariu, portarul Petrariu preferat de Viorel Tănase lui Oltean. De altfel, Petrariu este și unul dintre cei doi jucători sub 21 de ani din echipa gazdă. Știți prea bine, în eșalonul al doilea, fiecare echipă este obligată să aibă pe toată durata celor 90 de minute doi jucători. Iată-l pe bară! Luncanu, ce bine a intrat Luncanu în suprafața de pedeapsă și a depășit adversarul pe Dumitriu și a șutat spre poartă. Bara s-a opus deschiderii scorului. Ne aflăm așadar în minutul 31 aici pe stadionul Aerostar din Bacău și notăm cu adevărat prima fază importantă a acestei partide. Iată în reluare șutul foarte bun al lui Luncanu, însă bara s-a opus deschiderii scorului. Replica buzoienilor. Ion acum încearcă să-i fure mingea lui Petrariu, însă de această dată Burcă a protejat bine balonul și au scăpat Băcăoanii la această fază. Din nou același Luncanu trece de jumătatea terenului, pasează lui Ungureanu, atinge și arbitrul balonul la această fază. Iată ce sus se apără Băcăoanii, numai puțin de 6 jucători ai lui Viorel Tănase. Au urcat spre omul cu mingea de la Buzoieni. Acuză o lovitură taban. Nu este taban, e vorba de Sascău. Fundașul stâng a fost un duel aerian. Marcu trimite la limita suprafeței de pedeapsă. Voicu era acolo, a respins același Sascău. Bogdan Ungureanu, Curdubei trimite către Husein, a ieșit mingea, a depășit tușa, puțin așa indică asistentul de pe acea parte. Burcă nu se complică la această fază, îi trimite lui Petrariu, revine mingea la fundașul central al Băcăoanilor și greșește în cele din urmă, pasă relativ simplă, îi spune și Viorel Tănase, antrenorul său, trebuia să trimite lung. Încearcă Băcăoanii să construiască cu răbdare fiecare atac. S-au izbit până acum de o defensivă bine pusă la punct de Viorel Ion. Curdubei încearcă să-i trimită lui Husein. Din nou a blocat Hârsănel. Iată vântul destul de puternic. A rupt și un
banner al Mescu, logo-ul formației gazdă. Gazde care sunt acum în atac, iată-l pe autorul celei mai importante faze de până acum. 9 meciuri disputate acasă, au pierdut 5, iată bilanț negativ pentru gazdele de astăzi pe teren propriu. 12 puncte adunate de echipa lui Viorel Tănase în fața propriilor suporte. Sascău încearcă să-i trimită lui Husein. Nu blochează oaspeții. Claudiu Tudor câștigă mingea la mijlocul terenului, de la el la Căinari, de la acesta la Luncanu. Luznaru urcă, ultimii doi sunt fundașii centrali ai băcăuanilor. Hurtubei este probabil cel mai important jucător din lotul formației băcăuane. Este și principalul marcator al gazelor. Iată-l pe Hurtubei acum către Bogdan Bucureanu și este 1-0. Gol, 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 Sport Club Bacău. Ce vă spuneam, la această fază, principalii doi marcatori ai băcăuanilor au colaborat perfect și iată, am asistat la deschidere de scor aici pe stadionul Aerostar. Pasă perfectă Hurtubei, Ungureanu nu a așteptat mult și l-a executat pe portarul Stoicescu. Așadar, din minutul 38, Sport Club Bacău, Gloria Buzău, 1-0. Pe Bogdan Ungureanu, în dreapta este Căinari. Să-l vedem pe mijlocașul dreapt al băcăuanilor, blocat bine de Dumitru, ce vă spuneam, stau bine în defensivă oaspeții de astăzi. Să vedem incursiunea lui Taban. Pasează lui Luncanu, blocat Luncanu și faultează fundașul gazdelor. Așadar, după bara lui Luncanu a venit și deschiderea de scor aici în Bacău. Gazele conduc cu 1-0. Claudiu Tudor, pasă interceptată și să vedem Marcu către Pantelie. Blocat de Lozneanu, nemulțumit Viorel Tănase pe bancă, are ceva de reproșat elevilor săi. Continuă jocul, atac rapid al oaspeților. Ion acum faultat, bineînțeles, da? Și asistăm, iată, la primul cartonaș. 7 jucători ai oaspeților pregătiți să rea spre poartă o eventuală centrare a lui Marcu. Înalt și mingea trece pe lângă poartă, trimisă de personal. Iată deja în Copou CSMS își conduce cu 3-0 pe Rapid Suceava. La Clinceni este 1-1 între FC din localitate și Dunărea Galați. Unirea Târlungeni conduce la Slobozia cu 1-0 și în acest moment Târlungeni face 23 de puncte. Depășește pe Gloria Buzău în clasament. Singurul stadion pe care nu s-a înscris până acum în seria 1 este cel din Brăila, unde se întâlnesc clubul de fotbal din localitate și ACS Berceni. Este 0-0 în continuare. Aici vă reamintesc, din minutul 38, gazdele conduc
pe Gloria Buzău cu 1-0. Gazdele sunt acum în atac. Luncanu schimbă partea, o dat pe Husein, însă a fost Vlaicu. Se descurcă Băcăuanii în cele din urmă și iată-i din nou în posesia balonului. Husein aproape să preia acest balon, însă s-a repiat foarte bine Voicu și a trimis în afara terenului. Sascău de la acesta la Burcă, încercare de pas în adâncime spre Husein. Acesta era în offside, ce a dat seama și a refuzat să joace balonul, sperând că unul dintre coechipierii săi va urmări mingea trimisă de Burcă. Nouă pasă lungă. Am senzația că se grăbesc buzoienii. Este cam de vreme pentru pasele lungi. Cam de vreme dacă ne referim la cele 90 de minute ale meciului. Pentru că până la pauză mai sunt aproximativ 120 de secunde. Suntem deja în minutul 44 al partidei. Câștigă teren, cum se spune la rugby, Băcăuanii. Sascău mai înaintează câțiva metri spre poarta adversă. Caută un coechipier. Hurdubei acum pasează lui Bogdan Ungureanu, Claudiu Tudor, din spate vine Luncanu, însă el a refuzat să lovească mingea fără preluare și ratează o nouă șansă bună Băcăuanii. Era la aproximativ 20 de metri de poarta adversă Luncanu, putea șuta, nu și-a făcut pașii. Și iată din nou oaspeții posibilitatea de a ataca, se scurge mingea în afara terenului. Și iată este ultimul fluier din care gazdele au deschis scorul prin acest Bogdan Ungureanu, care în acest moment pe teren. Și iată start de repriză secundă pe stadionul Aerostar din Bacău, unde se întâlnesc formația locală Sport Club și Gloria Buzău. Înaintea acestei partide, Băcăuanii aveau cu 2 puncte mai mult decât buzoienii și ocupau locul 6, Buzăul pe locul 7. În acest moment, la scorul pe care îl indică și tabela de marcaj a stadionului Aerostar, adică 1-0, Bacăul are 27 de puncte, Unirea Târlungeni, care conduce la Slobozia, are 23 de puncte și urcă pe locul 7, Buzăul coboară pe 8 cu 22 de puncte, urmează CF Brăila pe locul 9, lider în această serie întâi este CSMS Iași, care conducea la pauză cu 3-0 pe Rapid CFR Suceava. Ieșenii au 40 de puncte, urmează Rapidul și CSM Slobozia cu câte 38, apoi e Clinceniul și Berceniul 31 de puncte. Băcăuanii, vă reamintesc, în echipament de culoare deschisă, tricouri și jambiere galbene, shorturi blămaren. La pauză pe celelalte stadioane, CF Brăila, ACS Bercene 0-0, FC Clinceni, Dunărea Galați 1-1, CSMS Iași, Rapid CFR Suceava 3-0, Unirea Slobozia, Unirea Târlungeni 0-1 în seria 1. În seria a doua, Metalul Reșița, Gloria Bistrița 2-0, Minerul Motru, FC Olt 0-1, Satu Mare, CSM Râmnicu Vâlcea 1-0. De la ora 16 pe TVR1 puteți urmări o interesantă partidă din seria a doua, CS Universitatea Craiova, FC Bihor, iar pe TVR3 de la ora 18, ASEA Târgu Mureș, CS
Mioveni. Așadar, trei meciuri transmise de televiziunea română astăzi pe două dintre canalele sale. Resping Băcăuani această încercare ofensivă a buzoienilor. Lung, minge ajunge la fundașul Vlaicu, fundașul dreapta Vlaicu. Gloria Buzău, antrenată de Viorel Ion, tehnicianul care sub comanda căruia buzoienii au obținut ultimele performanțe în fotbalul românesc, adică promovarea în sezonul 2006-2007. De fapt, Viorel Ion era manager atunci și antrenor principal, Ilie Stan. Au rezistat două sezoane buzoienii în prima ligă, apoi au retrogradat în eșalonul secund și nu traversează o perioadă fastă, cel puțin din punct de vedere financiar. De mai multe luni, elevii lui Viorel Ion nu și-au primit retribuțiile. Băcăuani o duc ceva mai bine și chiar își depun licența pentru Liga 1 și n-ar fi exclus, dacă, eu știu, se confirmă problemele și intențiile echipelor care se află acum în play-off, să fie aproape de prima ligă, deși punctajul nu le permite până acum, doar CSMS-ia își pare să aibă o situație mai bună din punct de vedere financiar. Iată acest atac al Băcăuanilor. Bogdan Ungureanu trimite, Căinari întârzie și nu se înțelege cu Husein, prea înaltă mingea trimisă de Căinari. Și posibilitate de atac pentru Buzoieni Ion. Gabriel Ion căutat și găsit bine în banda dreaptă, întoarce mingea aceasta și centrarea trimisă de Voicu ajunge în brațele lui Petrariu, care nu a avut mult de lucru în prima parte a jocului. Vă spuneam, Băcăuanii au avut inițiativa în prima repriză, buzoienii au stat bine în apărare până au primit golul, apoi spre finalul primei jumătăți a jocului au încercat mai mult în ofensivă. Este lovitură liberă pentru Băcăuani. Hurdubei este pregătit să execute, dar numai după această discuție între arbitru și fundașul Dumitru. Hurdubei și Claudiu Tudor pasează în câțiva metri pătrați, păstrează Hurdubei controlul balonului, din nou acesta la minge. Taban nu a reușit să rețină balonul. Reușesc gazdele să câștige posesia. Căinar reușește preluarea, de fapt îl lovește mingea în cap. Fază amuzantă în apropierea băncii tehnice a gazdelor. Căinar a sărit cu ochii închiși, nu a văzut unde a ajuns mingea. Lucanu acum reușește pentru moment să-l tripleze pe Vlaicu. Acesta având, iată, reluare, da, nu, este blocat regulamentar, nici vorbă de
de lovitură de pedeapsă sau de vreo infracțiune a fundașului Buzoian la această fază. A apreciat bine arbitrul Florin Miron din București. Offside acum la Bogdan Ungureanu. Iată reluarea acestei faze. Da, diferență de ani buni între cele două formații care se întâlnesc astăzi. Eu știu Gloria Buzău, înființată în anul 1971. Buzoienii au evoluat în Liga 1, în timp ce Băcăuani, înființați în 2006, se află în premieră în al doilea eșalon al fotbalului românesc în acest sezon și sunt aproape de o performanță importantă pentru o echipă atât de tânără. Calificarea în play-off, în grupa 1-6. Pentru cei care nu sunt puși la punct cu sistemul de desfășurare al campionatului în Liga a doua, se joacă sezonul regulat, fiecare cu fiecare, tur retur. Apoi, la final, ierarhia se împarte în două, în ambele serii. Primele șase joacă play-off pentru promovare, primele două echipe promovează, iar ultimele șase din cele două serii, sau câte ori fi, câte echipe ori fi în partea inferioară a clasamentelor, evoluează pentru evitarea retrogradării. Iată un atac mai consistent al buzoienilor. Pantelie încearcă, ce execuție pretențioasă încearcă Pantelie, la o palmă peste poartă a trecut balonul trimis de atacantul buzoienilor. Singur gol înscris de Pantelie în acest sezon, dar vă reamintesc, în prima parte a campionatului, Bobby Verdeș a înscris numai puțin de 10 goluri, era și golgeterul seriei la momentul respectiv, înainte de plecarea la ASEA Târgu Mureș. Formația mureșeană va putea fi urmărită de telespectatorii televiziunii române pe canalul 3 de la ora 18, meciul de pe teren propriu cu CS Mioveni. Bogdan Ungureanu, golgheterul Băcăuanilor, îi trimite lui Claudiu Tudor. Nu reușește driblingul acestuia. Două minți sunt pe teren în acest moment, iar arbitrul Miron intervine prompt. Va fierase joc periculos la Claudiu Tudor. S-a reluat partida cu lovitură liberă în directă. Buzoieni repunde la margine. Dumitru Urlacu în luptă cu Căinari la limita suprafeței de pedeapsă a Băcăuanilor. Vine din spate Ungureanu, îl blochează pe același Dumitru și lovitură de la colțul terenului pentru Gloria Buzău. Marcu a luat balonul. 8 jucători au trimis buzoienii la această fază în ofensivă. Se descurcă pentru moment buzoienii, se alunecă Dumitru. Pregătesc și Băcăuanii, iată o schimbare. Până una alta notăm execuția acrobatică a lui Claudiu Tudor, fără folos pentru echipa sa.
se descurcă pentru moment. Bogdan Ungureanu primește, este izolat aproape de tușă și trimite către nimeni atacantul Bacăului. El trebuia să fie căutat de această minge. Dumitru. Fără probleme această minge pentru defensiva băcăoană. Iată-l la marginea terenului, gata să intre pe Lucian Dumitriu. El de obicei joacă pe postul de mijlocaș defensiv. Să vedem da, este clar o modificare defensivă. Suntem, iată, în minutul 59. Dumitriu așadar ia locul lui Tudor. Pune accent pe defensivă Viorel Tănase. La adăpostul unui avantaj fragil, băcăoanii vor să joace la siguranță, să nu riște în ofensivă. Dan Ungureanu trimite către Căinari și vor repune buzoienii de la margine spre demulțumirea mijlocașului băcăoan. Marcu reușește dribbling-ul în fața lui Căinari, trimite lui Burlacu, bine blocat de Rozneanu. Dumitru pregătit să arunce lung. Talie superioară în suprafața de pedeapsă pentru fundașii băcăoani. Atât Burcă, cât și Lozneanu au peste 1,90 m înălțime. Din nou Dumitru scurt de această dată. Schimb de pasă cu Marcu și va fi o nouă lovitură de la colțul terenului pe care o va executa același Marcu. Gata să intre pe teren, este jucătorul cu numărul 20, Bobe de la Buzoieni. Este a doua modificare pe care o fac oaspeții. Înalt, Petrariu se înalță și reține. Ba chiar trimite bine către Bogdan Ungureanu, să vedem cum va decurge această fază de atac a gazdelor. Nu cum și-ar fi dorit ei. S-a repliat bine Flaicu și a trimis în afara terenului. Minge înaltă către nou intratul Dumitriu. Iese experimentatul Stoicescu, portar care a evoluat și în Liga 1 la Brănești. Un duel în urma căruia Mihăescu are de suferit. Lovitură liberă pentru oaspeți. Mihăescu din nou la balon, trimite către Gabriel Ion. Mingea îl atinge pe acesta și părăsește suprafața de joc. Come on!
posibilitate de atac pentru Băcăuani. Dumitriu în partea dreaptă este Căinar, primește acesta, să vedem duelul 1-1, intră în suprafața de pedeapsă Căinar și forțează o lovitură de pedeapsă, este renumit mijlocașul venit de la Rapid CFR Suceava pentru ușurința cu care obține loviturile de pedeapsă, a încercat acest lucru și în, și în această fază, fără succes. A căzut în duelul său cu Dumitru. Iată o centrare care trece prin fața porții Băcăuanilor. Protejată mingea bine, iese în afara terenului. Și să vedem dacă se întâmplă sau nu se întâmplă schimbarea în acest moment. Ați văzut reluarea fazei la care Căinar a solicitat fără succes lovitură de pedeapsă. Iată, s-a deschis scorul și la Berci și la Brăila. ACS Berceni conduce cu 1-0 în deplasare la Crinceni FC, în localitate Dunărea Galați, 1-1. CSMSEA și Rapid CFR Suceava e 3-0 și Unirea Slobozia, Unirea Târlungeni în continuare 0-1. Moment în care buzoienii atacă, sunt conduși oaspeții. Iată-l în suprafața de pedeapsă. N-am înțeles ce a vrut să facă direct pe poartă. Hurtubei e aproape să agațe această minge trimisă de Bârsănel spre portarul Stoicescu. Iese Stoicescu cu mingea la picior. O nouă pasă lungă, dar vântul nu ține, nu-i ajută pe buzoieni. Ați văzut mingea oprită de vânt. Da, îl văd pe Crețu, pe nou intratul, dar iată Hurdubei, intercepție foarte bună, 3 contra 2 sunt Băcăuanii la această fază. Hurdubei blocat. Ce șansă bună au ratat Băcăuanii. Eu spuneam despre Buzoieni, despre nou intratul Crețu. Îl văd în atac, în ofensivă, alături de Pantelie. Să-l vedem pe Marcu, nu reușește să controleze balonul. Dumitru recuperează, însă trimite în afara terenului. Le convine Băcăuanilor acest joc ce se desfășoară departe de poarta lui Petrariu în aceste momente. Dumitru către nou-intratul Crețu, faultat, care a încercat la rândul său să-i trimită lui Bobe, fără succes. În seria a doua, Metalul Reșița conduce cu 2-1 pe Gloria Bistrița. Tot 2-1 însă pentru FC Old Slatina în meciul cu Minerul Motru. Olimpia Satu Mare are 2-0 cu CSM Râmnicu Vâlcea. Vă reamintesc, după amiază, pe TVR1, CSU Craiova, FC Bihor, de la ora 16 și de la ora 18, pe TVR3, ASEA Târgu Mureș, CSM Ioveni. Lunganu trimite spre suprafața de pedeapsă către Bogdan Ungureanu. S-au apărat exact fundașii buzoieni la această fază. Nouă minge lungă trimisă de Stoicescu către Pantelie, au câștigat Băcăuanii duelul aerian.
ciocanul ăsta în aceste momente. Buzoienii nu par a avea clar viziunea acțiunilor ofensive. Abuzează de mingi înalte, trimise direct către atacanții Pandelie și Crețu. Refuză sau renunță, trec peste faza de construcție. Dumitru îi trimite lui Marcu. De la acesta, iată, balonul ajunge la Bârsănel și din nou o încercare de pasă lungă, ce vă spuneam și mai devreme și se vede foarte clar. Duel între Ungureanu și doi jucători adversi, dar cred că a fost faultat Hurtubei la această fază. Arbitrul Miron lasă jocul să continue. Din nou Hurtubei. Dumitriu. Se descurcă Băcăoanii și iată, au posesia. Ungureanu către Căinari, dribling reușit al lui Căinari, de la acesta la Ungureanu, din nou Căinari. Încercase Dumitriu, Lucian Dumitriu, să plece pe un culoar, însă au fost atenți fundașii oaspeților. Husein blocat acum și Agache trimite un lung de linie. Iată și Băcăoanii mai pregătesc o nouă schimbare. La marginea terenului se află Marius Chiopu. Marius Chiopu, autorul unui gol de excepție în partida cu Rapid. Șut de la limita suprafeței de pedeapsă cu exteriorul în colțul lung, aproape de vinclu. Marcase atunci Șchiopu un gol excelent, din păcate echipa sa a fost învinsă de Rapid cu 2-1. Băcăoanii au ratat atunci o lovitură de pedeapsă și alte ocazii importante. Așadar, iată, în acest minut 70-69. Iată ce greșeală fac Băcăoanii, incredibil! Incredibil, tot am amintit de partida Sport Club Bacău Rapid. Pe mâna fundașilor centrale au pierdut Băcăoanii atunci. Să vedem replica ofensivă a gazdelor. Bogdan Ungureanu luat cu fulgi cu tot de Bârsănel. A fost o mingea să cadă de mai multe ori în suprafața de pedeapsă. S-au invitat unul pe altul, Luncanu și Lor. Da, foarte bună, trebuie apreciată și intervenția portarului Petrariu la faza de mai devreme, care și-a salvat colegii de la un gol. Căinari, gata să execute această lovitură liberă, înalt, pe sub minge a trecut Hurtubei și din nou trimite Stoicescu lung. Nu reușesc buzoienii să păstreze controlul balonului. Pandelia a fost acolo, a încercat. Mingea a ajuns la Flaicu. Nouă pasă lungă către Gabriel Ion. Să vedem continuarea acestei faze. Un șut deviat trimis de Agache și este lovitură de la colțul terenului. Forțează buzoienii în aceste minute cu trei atacanți. Pantelie, Gabriel Ion și Crețu. Marcu este coordonatorul atacurilor formației oaspete. Sunt ceva discuții, ca de obicei. Trimite slab Marcu și dă
posibilitatea lui Lucanu să respingă din nou Marcu. Extraordinar este, da, este gol pentru Gloria Buzău. Gol este 1-1, Sport Club Bacău, gol Gloria Buzău, doamnelor și domnilor. Toată lumea a rămas fără cuvinte pe stadionul Aerostar. Nimeni nu-și poate explica cum au putut gazdele să primească acest gol. Iată, nimeni dintre fundașii Bacăului nu a reacționat la această minge golului. Dintre trei fundași băcăuani. Predoiu, da, este Predoiu, Petrar este portarul băcăuanilor. Și iată cum partida ia o altă turnură, este 1-1. În acest minut 34 al reprizei a doua, încă 11 minute până la finalul timpului regulamentar. Atac din nou al oaspeților în continuare, sunt 3 contra 2. Aba, liber pe dreapta, este la limita suprafeței de pedeapsă. Sascău a ajuns și îl blochează pe atacantul oaspeților. Marcu trimite lung, Căinari acum încearcă o pasă către Bogdan Ungureanu. S-a repliat la timp Vlaicu și a reușit să respingă. Da, iese Bogdan Ungureanu. Schimbare la schimbă cu Bacău, în locul de șură, cu Mătărin, Predoiu. Și iese cu numărul 9, Bogdan Ungureanu. Schimbare post pe post. La Băcăuani iese Bogdan Ungureanu, autorul golului din minutul 38, intră un alt atacant, Predoiu în locul său. Bogdan Ungureanu este, vă reamintesc, principalul marcator al Băcăuanilor în acest sezon, cu 6 reușite până în această etapă a 23-a. Și ne așteaptă așadar încă 10 minute de foc aici în Bacău, în meciul dintre Sport Club și Gloria Buzău. Este 1-1. Gol înscris în urmă cu câteva secunde de oaspeți. Marcu trimite către Aba, nu reușește acesta să păstreze mingea pe teren. Chiopu îi trimite lui Lucanu, de la acesta la portarul Petrariu. Nu, Chiopu încearcă să trimită unui coechipier. Curtubei către nou intratul Predoiu, încearcă driblingul acesta, nu îi reușește. Se joacă pe contre în aceste momente. Iată-i pe oaspeți, prin Gabriel Ion, îi pasează acesta pe partea stângă lui Crețu. Blocat bine, Crețu trimite în spate către Dumitru, de la acesta și mai în spate spre fundașul Vlaicu. Nouă pasă lungă care nu-și găsește adresa și îndepărtează băcoanii pericolul. Iată din nou în posesie pe jucătorii gazdelor. În Copou, CSM Sehaș conduce cu 4-0 pe Rapid CFR Suceava. Berceniul are în continuare 1-0 la Brăila. Berceniul și Dunărea Galați sunt la egalitate, 1-1. Aba păstrează balonul și obține o lovitură liberă. Și sunt interesante ultimele trei runde din seria întâi. Marcu din nou trimite lung. Petrariu reușește să rețină.
Se fluieră faul, da, fluierase arbitrul. Rămân la părerea că portarul gazdelor a greșit la faza golului. A ieșit târziu. Nu a știut cum să aprecieze acea fază. Mingea a trecut undeva la 5 metri prin fața porții. Cred că la același lucru s-au gândit și fundașii Băcăuanilor. Însă nu se aștepta nimeni ca Mihaescu să vină din spate și să restabilească egalitatea. Sau nimeni din tabăra gazelor, firește. Gloria Buzău în continuare în atac. Obe la balon, pe dreapta este Gabriel Ion, de la acesta către Marcu. Marcu încearcă să-i trimită lui Aba, a ieșit bine Lozneanu. Atac al Băcăuanilor, Lucian Dumitriu. Ajunge mingea la Luncanu, pe partea dreaptă. Este liber Șchiopu, primește balonul Șchiopu. Să revine bine Crețu și trimite în afara terenului. Luncanu este cel care se pregătește să arunce de la margine. Intervin buzoienii. Aba încearcă să protejeze. Redoiu a luptat pentru acel balon. Se joacă foarte mult, se abuzează de mingi înalte. Și iată că se întâmplă și da, iată, da, este, da, mențin părerea, este greșeala lui lui Petrariu. Și la acest scor Bacăul rămâne pe locul 6 cu 25 de puncte, Buzoul pe 7 cu 23, se menține diferența de 2 puncte dintre cele două formații. Însă ambele vor avea jocuri deosebit de dificile în ultimele 3 etape ale actualului sezon regulat, la capătul cărora vor afla unde evoluează play-off, primele 6 sau play-out atacantului buzoian. Da, spuneam că echipele aflate în luptă pentru locul 6, mă refer aici la Bacău, Gloria Buzău, Tărlungeni și, de ce nu, Brăila, au același număr de goluri, 19, cade Aba în suprafața de pedeapsă, fără ca arbitrul Miron să fie impresionat. Dar nu, mingea l-a lovit, nu adversarul, pe Aba. Luncanu către Predoiu. Încercare de pasă către Căinari. Mingea rămâne în posesia Băcăuanilor. Hurdubei greșește. Sascău. Aba reușește să păstreze balonul în teren. Le revine acesta buzoienilor. Marcu. O nouă pasă lungă. Au abuzat mai ales oaspeții de astfel de procedee. Să-l urmărim pe Mario Șchiopu. Incursiune pe partea dreaptă. 4 buzoieni au venit în preajma sa și l-au deposedat, firește. Foarte puternic acest nou intrat Aba. Am văzut în duel cu fundașii centrale ai gazdelor. Furcă și Lozneanu. L-a dat mult, mult de furcă de când a intrat. Mingea este în posesia buzoienilor.
care par mulțumit și cu acest târlângeniu, câștigă 3 puncte importante la Slobozian Firește, dacă rămâne acesta scorul și care pot deveni și mai importante în cazul în care Târlungeniu reușește să urce pe locul 6. Iată, să urmărim această fază. Căinari nu a ajuns sau a ajuns la minge mai târziu decât fundașul oaspeților Agache. Și este, iată, reluarea acestei faze. Agache a solicitat și o lovitură liberă acolo. Iată, fază importantă și în careul buzoienilor. Hurdubei a deviat balonul, însă nimeni dintre coechipierii săi nu s-a aflat pe direcția mingii. Redoiu pierde duelul aerian, trimite lung defensiva oaspeților către Gabriel Ion, care îl faultează pe Burcă și este poate ultimul atac al băcăoanilor. Predoiu câștigă duelul aerian. Nu și Căinari este, da, lovitură liberă acordată de arbitrul Miron. O lovitură liberă periculoasă pentru poarta lui Stoicescu. Da, reușise taban să agațe acea minge. Să vedem cine va executa. În mod normal, Hurdubei ar trebui să execute. El a înscris din lovitură liberă în acest sezon. Îmi amintesc meciul de pe teren propriu cu ACS Berceni, când Hurdubei a transformat, dar la poarta cealaltă, o lovitură liberă de la aproximativ aceeași distanță. Sunt 25 de metri, Hurdubei înalt, apără Stoicescu! Ce paradă reușește portarul buzoienilor! Cât de bine a executat Hurdubei! Mai înscris în acest sezon și crește presiunea la poarta buzoienilor. Căinari nu se fluierase. Mi s-a părut că s-a executat după fluierul lui Miron. În fine, mingea iese în afara terenului. Stoicescu se resimte după lovitura liberă de mai devreme. S-a lovit de bara porții pe care a apărat-o cu succes, cel puțin în această a doua repriză. Părăsesc băcăoanii dezamăgiți stadionul Aerostar. Meciul, da, greșeală mare a defensivei băcăoane. Atât portarul cât și fundașii au greșit la această minutul 38 și de Mihăescu pentru 1-1. Iată golul înscris de Bogdan Ungureanu în minutul 38, deschidere de scor pentru băcăoani într-o primă repriză pe care